creștină evreiască. Dacă vreți, profesia de jurnalist în România a fost vazi evreiască și în proximitatea lui Tune a fost pentru găsiri nume importante, din păcate nu s-au bucurat de autor așa cum s-a bucurat Tune a fost, care se studieze, se analizeze, se promoveze, bună oară Felisa Derma, iarăși un ziarist pe care îl găsiți prin lucrări de recuperare literară, mai puțin în zona istoriei jurnalismului. Tune a fost vine dintr-o zonă în care jurnalismul se învăța nu neapărat prin imitație, ci prin resursele pe care ți le oferă pasiunea, deci era un autoritar. El prinde foarte multe momente dramatice din istoria României, dar nu se apleacă asupra lor, ci mai degrabă asupra întâmplărilor de viață. La Tune a fost veți găsi oameni, un jurnalist făcut exclusiv prin ființe, chipuri, gesturi și întâmplări. Eu sper că domnul Buian va continua investigația, pentru că merită, nu de alta, nu, că n-am venit să vă felicităm și punct, nu, am venit să vă îndemnăm să perseverați, pentru că realmente merită un astfel de efort. Cred că dacă se vor găsi și alți jurnaliști cu entuziasm și cu respect față de trecutul profesiei, vedeți că profesia noastră nu prea are memorie, cel puțin așa lasă de înțeles la prima vedere, vor fi recuperat de și alte figuri importante din istoria jurnalismului.